pe site-ul someșanul.ro poți citi ultimele informații din 4 județe: Cluj, Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud. E primar? V-am invitat astăzi și v-am luat noi la Cluj special pentru a închide cel de-al doilea lot. După cum știți, bine știți, și prima dată am închis lotul de la Cluj și acesta este lotul 2, care e cuprins din cele două municipii, municipiul Dej și municipiul Câmpia. Ne vom deplasa ulterior la Câmpia Turzii. Valoarea acestei închideri este de 8 milioane de lei. Se va închide exact ca și primul lot, adică 4 luni de zile va fi proiectul, 8 luni de zile execuția. Prin ceea ce facem noi astăzi, nu se vor pierde banii europeni și nu vom fi nevoiți Consiliul Județean să închidem din banii județului. Nu se intră în infringement și nu, cel puțin din partea județului Cluj, sper că și alte județe să-și facă datoria și România să nu intre în infringement. Și cam atât vă spun eu, doresc, dacă doamna Rațiu, alte detalii tehnice, firma care au câștigat lucrările de închidere sau domnul primar sau domnul viceprimar de la municipiu. Deci vor să vă spună ceva, eu vreau să-i felicit și pentru faptul că nu s-a depozitat. Noi, din ce știu eu, dacă nu greșesc, din 2012 am sistat. Asta 2009. 2009 aici, deci nu s-a depozitat, după cum vedeți și noastră. Nu este acea situație care am găsit-o și am întâmpinat-o la Patarât în prima fază. Și vreau să-i felicit pe această ocazie și noi, prin faptul că închidem gropile, intrăm și în normele mediului, ceea ce trebuie să le îndeplinim și toate condițiile. Despre licitație, câteva cuvinte. În ce perioadă a avut loc, care valoarea, câte loturi sunt? Așa cum a spus domnul președinte, o să reau acum. Lotul 2 are valoare de 8.098.330 lei fără TVA. Antreprenorul este format din asocierea Geiger Transilvania SRL, Wilhelm Geiger GmbH, Coplan Consultanti Arhitecti Inginerii SRL. Alte elemente de noutate nu vă pot aduce decât faptul că, așa cum v-a spus domnul președinte, mă repet, 4 luni de zile este proiectarea, 8 luni de zile execuția. Și dacă aveți dumneavoastră ceva întrebări... Domnul primar, dacă ne poate spune ce va fi aici după ce se ecologizează, amenajează? Acum, dacă are vreun plan sau... Nu, acum, pe zona administrativă a Dejului și parțial la Comunei Vad, să discutăm împreună și cu primarul din Vad, să accesăm pe fonduri europene investiții unde primăria să contribuie numai cu o cotă de cofinanțare de aproximativ 2%. Dar trebuie să subliniez faptul că până în 2009 am depozitat bunul menajer în această zonă Dejul și zone limitrofe Dejului. În 2009 nu am mai depozitat, ne-am conformat conform cerințelor de mediu, depozităm la Patarât și în acest moment proiectul este aprobat, cum bine spunea și domnul președinte, în 12 luni se va finaliza. Noi contribuim cu o sursă de finanțare atât aici, cât și la celula din Cluj, cu aproximativ 2 milioane de lei, cota de cofinanțare a Dejului pentru ecologizare. Este evident că vom respecta condițiile de mediu. Suprafața unde se va interveni pentru investiții este de 1,2 hectare și cum speram, în 12 luni de finanțare. Dacă nu greșesc, primăria Dej este chiar în conducerea și a adit cei trei comitete de conducere, unde noi ulterior, dacă după normelor Uniunii Europene, dacă vă aduceți aminte când au fost reprezentații Uniunii Europene la Cluj, ne-au imputat faptul că noi încă n-am făcut licitația pentru operator, ceea ce trebuie să o facem mult cât mai scurt timp. Prin ce se va întâmpla aici, cum a spus întrebarea, deci practic după finalizarea lucrurilor de închidere, acest depozit va rămâne în monitorizare vreme de 30 de ani. În teorie nu se va putea întâmpla absolut nimic, abia după 30 de ani putem discuta de un teren ecologizat. Pe site-ul someșanul.ro poți citi ultimele informații din 4 județe: Cluj, Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud.